Salut și bine ai venit pe tutorialevideo.com, sunt Marius Achim și în acest videoclip o să-ți arăt cum să folosești un soft care să-ți aducă mai mult trafic pe site-ul tău. Ceea ce face acest soft este că îți înscrie site-ul pe și paginile tale, articole și videoclipurile pe cât mai multe agregatoare sociale și în felul acesta ele vor urca în Google. Și înainte de asta vreau să-ți arăt că pe Fiverr sunt anumite servicii de înscriere în 55 de site-uri agregatoare sociale sau 200, prețul este de 5 dolari, așa cum știi deja. Și practic poți folosi acest soft pentru a furniza aceste servicii sau pentru a te scuti de plata acestor servicii. Și la ce folosesc aceste servicii? Aceste agregatoare sociale. În momentul în care tu îți înscrii pe paginile, videoclipurile în agregatoare sociale, ele urcă pe prima pagină în Google și, ca exemplu, dacă vom căuta afaceri pe net în Google, deci un cuvânt foarte competitiv, vedem că videoclipul meu este pe prima pagină. De ce? Pentru că am înscris acel videoclip în agregatoare sociale, la fel și dacă vom căuta afaceri profitabile. Da? Iarăși videoclipul meu pe prima pagină. Sau dacă vom căuta promovare. Promovare Facebook. Aici am două videoclipuri. Unul pe YouTube, unul pe Dailymotion. Deci, ceea ce poți să faci este să urci videoclipuri, poți să urci articole, bineînțeles că și articole ajung pe prima pagină, site-urile de asemenea. Deci în felul acesta tu obții mai mult trafic. Și hai să vedem ce poate să facă acest soft. În primul rând trebuie să-ți creezi un profil sau mai multe, da? Poți să-ți creezi aici, îți treci o adresă de e-mail, o furnizezi o parolă, un username. Acestea sunt conturile, îți va crea conturi pe 646 de servicii și practic ceea ce trebuie să faci este că după ce ți-ai creat acel profil, să dai click pe sign up și îți va crea acele conturi automat. Dacă nu îți va crea pe unele dintre ele, va trebui să creezi tu manual, da? Să dai click pe unul din aceste servicii, mergi aici, dai click pe sign up și ți-ai creat contul și după aceea furnizezi aici user și parola și dai save. Aici la RSS Monitor poți să introduci titlul blogului tău, linkul, feed-ul, cuvântul cheie și ceea ce se va întâmpla este că el va monitoriza feed-ul tău și de fiecare dată când apare un articol nou, postezi un articol nou pe blogul tău, el va apare automat în acest soft și îl vei putea posta automat pe toate acele agregatoare sociale. Și de exemplu, mie mi-a monitorizat site-ul Bampanet și mi-a apărut toate ultimele 10 articole pe care eu le-am în feed-ul meu. Următorul lucru, aici ai opțiunea de a obține raportul înscrierilor în agregatoare sociale. Aici, în momentul în care selectezi un articol, de exemplu, dai click pe submit și în momentul respectiv începe să îți înscrie articolul în acele agregatoare sociale. La tools, aici este foarte important de știut că poți să folosești proxy sau nu. Dacă nu folosești proxy, practic va apărea IP-ul tău și există riscul să fie blocat IP-ul tău în sensul că nu vei mai putea accesa anumite site-uri pentru că ți-ai expus IP-ul, da? Un alt lucru pe care trebuie să-l știi, aici la CAPTCHA Settings, eu mi-am șters informațiile pentru că este un serviciu cu plată și nu vreau să fie distribuit acum online și să se folosească altcineva de contul meu, dar ceea ce trebuie să știi că în momentul în care îți creezi un cont de CAPTCHA, poți să intri pe decapture.com sau servicii de decapture. Acolo ți se va furniza un username, practic ai un username și un password și va trebui să introduci și serverul și portul. Deci foarte important că am văzut persoane care introduc doar username-ul și password-ul. Deci trebuie să introduci serverul și portul. Și în momentul în care softul scrie pe acele site-uri, vor apărea pagini în care trebuie să introduci acele coduri captcha pentru a
introduce informația pe acel site și pentru a nu face acest lucru manual, poți folosi serviciile de CAPTCHA care costă undeva la vreo 2 dolari pentru 1000 de astfel de descifrări. Da? Și aici, bineînțeles, o opțiune de help, da? Dar ceea ce este important, după cum ți-am spus, este că poți să-ți înscrii videoclipul, articole, site-urile pe toate aceste agregatoare sociale și în felul acesta poți obține mai mult trafic. Și softul este foarte ieftin, îl recomand, obține rezultate foarte bune dacă te ocupi intens. Dacă vrei să îți aduci mai mult trafic pe site-ul tău, poți folosi acest soft și cu siguranță o să fii mulțumit.